tare lume și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să vă învăț cum să scăpați de bots de pe Twitch. După cum ați văzut, mai nou fac live-uri foarte mult pe Twitch și am ajuns într-o zi la sumă de 17.000 de followeri. Așa că na, eram tare bucuros, a zis lumea, pe ce bă, vezi că poate sunt bots. Am zis că asta e, frate, oricum ar fi, mă bucur, nu? Toată lumea se bucură, mă scuza de fața mea că abia m-am trezit și trebuie să fac chestia asta. Urmând, ca într-o săptămână sau două, începea să scadă numărul. Scădea drastic. Înțelegeți voi. Și am zis că am căutat pe cineva care ar putea să mă ajute. Uite, băieții, de pe site-ul ăsta, deci o să pun tot link în descriere. Intrați aici, dacă sunteți urmăritori, creatori de conținut pe Twitch, o să intrați aici, o să dați la follower primuved, trebuie să le vă logați cu contul de Twitch. Eu sunt deja logat. Nu știu de ce nu mă lasă să mai fac încă o dată chestia asta. El acum va trebui să așteptăm. Vedeți, aici scrie suma de 4693. El mi-a detectat persoanele. Uitați, aici o să vă scrie buții care sunt. E, ce faci de acum? Aici scrie niște date. Zilele când s-au adăugat bot și cât. Bine. Deci, follow disable account, adică conturile care au fost dezactivate. Dacă dai aici, e posibil să nu mai follow-uri, scurt. Pentru că, da, ăsta adevărul, s-o folosește, nu mai folosiți. Dacă vreți să evitați, nu mai folosiți. Nu știu dacă funcționează pe canale de YouTube, dar pe Twitch merge destul de bine. După ce ai făcut chestia asta, dai pe remove all follower, just remove follower. Poți să și blochezi conturile alea, dar eu de preferat dau pe ăsta, nu? Are ușor? Da. El te întreabă, ești sigur? Da. Bun, așteptăm un pic. După cum vedeți, 226 de boți vor ieși. Apropo, dacă nu scăpați cumva de ei, o să vi se ducă canalul. Scurt, recomandate, nu o să mai apareți, nu o să mai faceți chiar nimic. Statistici o să scadă foarte mult. Oricât ai chinui, oricât vizualizări ai avea, oricum, tot o să scadă. Am pe email tot, dar tot am. Bă. Așteptăm acum să terminăm. Bun, ați văzut cam cât am avut. Cam câți follower am avut înainte, nu? Ok. Și aici scrie că trebuie să dăm un reloc, deci follower-ul aia bots sau știți. Trebuie să dăm un reload la pagina. Vedeți, 4693. Bun. Deci acum, mă rog, e, nu, cum să zic, la cât de afectat mi-e canalul, nu mi-e băgat, înțeles, canal, hai să lăsăm asta aici, am înțeles, de azi dimineața am avut 3000 și ceva, m-am uitat pe telefon și acum am 5600, ok, nu știu ce s-a întâmplat, da? Sper că v-am ajutat cu acest episod. Știu că e un episod foarte scurt, dar sper că s-a învățat din chestia pe care am făcut-o eu. Și au creat băieții un canal de Twitter. Și aici vei avea mai multe chestii o să ai. Adică, credeți-mă, de când s-a lăsat chestia asta, e perfect. Toată lumea. Bro, nu. E riscant să îți pierzi follower-uri. Cum zic,
tot, adică muncă pe care o ai tu, tot și uitați, aici list viewer, adică oamenii pe care te urmăresc, tot, subscribe, blocking manager, clip, video, tot, o să pun videoclipul în descriere, așa că, da, ce zic, hai să scăpăm de chestia asta și, apropo, nu mai folosiți, e foarte important, dacă vreți să aveți un content, să creșteți destul de mult, nu mai folosiți, dacă nu vreți, e la alegerea voastră, dar, uite, mi s-a întâmplat să mi se folosească pe canalul de Twitch și regret enorm. Așa că sper că v-a ajutat acest videoclip. Nu uitați de butonul de like și un share acolo masiv. Și nu știu dacă funcționează. Dacă o să găsesc ceva pentru YouTube, o să vi-l dau și pe ăla. Până atunci, o zi frumoasă aveți. Ne întâlnim data viitoare. Ciao.